din CSM, doamnelor și domnilor, vine un atac nimicitor la adresa secției speciale pentru magistrați. Procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cer inspecției judiciare să dispună controle și verificări la această secție pentru scurgere de informații și pentru înregistrarea necorespunzătoare a unor dosare. Roxana Ciucă în direct cu noi. Roxana, este divizat total Consiliul, mai ales între procurori și judecători, și reamintim că judecătorii din CSM sunt cei care ieri au sancționat imixtiunea în justiția din România oficialilor europeni. Da, prin această scrisoare și prin reacția pe care au avut-o cei de la secția pentru judecători, bună ziua, Oana, bun găsit, doamnelor, domnilor. A fost haos astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că secția de procurori a avut așa un atac direct, un atac pe față către secția pentru investigarea magistraților. Iau punctele pe rând ca să înțeleagă toată lumea. În primul rând s-au cerut verificări și controle din partea secției de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii către inspecția judiciară la secția pentru investigarea magistraților, pentru scurgeri de informații, pentru faptul că sunt acolo foarte multe dosare de ani de zile și în respectivele dosare nu se face absolut nimic sau nu s-a făcut absolut nimic sau nu s-a ieșit în față cu respectivele dosare, și în prim plan sunt dosarele cu Laura Codruța Chioveș și, spre exemplu, așa spun cei de la secție, vor să mai facă cei din inspecția judiciară, la cererea celor de la CSM, da, verificări cu privire la modul în care se înregistrează dosarele, modul în care se înregistrează denunțurile la secția pentru investigarea magistraților. Luăm dosarul lui Franz Timmermans cu clasarea. Cei de la secție, de la Consiliul Superior al Magistraturii, vin și spun că vor să vadă cum a înregistrat Adina Florea acel dosar care am primit, despre care știm că s-a clasat. Vor de altfel să verifice scurgerile de informații referitoare la faptul că au apărut în presă declarațiile lui Gheorghe Popovici referitoare la Laura Codruța Chioveși. Vor de asemenea să facă verificări cei de la inspecția judiciară și să vadă de ce anume Adina Florea a făcut o solicitare către Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut informații referitoare la completurile specializate. Vor de asemenea cei de la Consiliul Superior al Magistraturii să vadă cum s-a înregistrat acel denunț fals, spune CSM-ul, prin care Adina Florea a cerut dosarul Teldrum de la Direcția Națională Anticorupție, făcând presiuni, spune CSM-ul, asupra procurarei de caz Alexandra Carmen Lâncrăjan. Spuneau cei de la CSM faptul că acel denunț nu ar exista, faptul că acel Ștefan Iulian sau Ionescu, sper să nu greșesc, acel denunțător practic în realitate nu ar exista, că s-au făcut verificări în baza de date și la evidența populației și că ar fi numele unui actor din perioada interbelică, iar în clipa de față acest nume corespunde unei străzi din sectorul 1 al capitalei. Vedem așadar ce se va întâmpla pe mai departe. Cei de la CSM, iată, sesizează inspecția judiciară. Foarte multe atacuri așa direct către secția pentru investigarea magistraților. Rămâne de văzut, Oana, ce vor decide cei de la inspecția judiciară. Roxana, o precizare importantă. Această secție este rezultatul concursului din CSM, în special în comisie fiind judecători. De data aceasta e o unanimitate, ai rostit de foarte multe ori CSM. CSM sau procurorii din CSM? Secția de procurori. Secția de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Despre asta este vorba. A fost astăzi secție și s-a încheiat în urmă cu doar câteva clipe. Când am spus CSM, m-am referit evident la secția de procurori. Pentru că este acest război între ei și de aceea era de văzut dacă există o poziție comună acum. Exact, și spuneai și tu ceva mai devreme, că la seară ce am avut acea scrisoare din partea secției de judecători, cei care au venit și au taxat declarațiile pe care le-au făcut oficialii europeni la adresa justiției din România. Mulțumim, Roxana Ciucă, pentru informații.